Știi teoria aceea cu masca de oxigen? Când ești în avion și au loc turbulențe și apare acea situație puțin probabilă în care se depresurizează cabina și întâi te asiguri că ai tu masca bine poziționată, că tu ești bine, pentru ca mai apoi să-i poți ajuta și pe ceilalți. E valabil și în relația părinte-copil, pentru că dacă noi suntem bine, și copiii noștri sunt bine, așa-i? Doar că în practică nu e deloc ușor. În practică treci în câteva secunde de la iubire nemărginită și răbdare la nervi și țipete. Și în toată agitația se întâmplă să faci sau să spui lucruri pe care apoi le regreți. Ai reacții pe care în mod normal nu le-ai avea. Așa că lacrimile copilului apar atunci din frică. Iar frica, cred eu, este ultimul lucru pe care noi, mamele, am vrea să-l vedem în ochii puiilor noștri, oricât am fi de furioase. Și poate că momentele mai grele trec, dar ceva tot rămâne în urma ieșirilor noastre, și anume modelul pe care îl însămânțăm în mintea copiilor. Dă click pe linkul din descriere și înscrie-te la webinarul